Serviciul va fi operațional în curând. Sper ca în 10 zile, față de momentul în care vorbim, acest serviciu să fie operațional. Dar gândiți-vă că este pentru prima dată când noi avem serviciul propriu. Tocmai de aceea eu nu mă aștept, ci trebuie să fiu onest în relația cu constanțenii, să avem un randament ridicat de la început. Mai ales că ce mă interesează cel mai mult este modul în care se va face capturarea, sterilizarea, aplicarea de tratamente și păstrarea câinilor conform termenelor legale. Cu alte cuvinte, îmi doresc să fie o schimbare de abordare și de mentalitate. Noi nu suntem dușmani cu câinii fără stăpân, ci încercăm să îi luăm de pe domeniul public, să îi îngrijim și să îi supunem procedurilor de adopție. Veți vedea că după ce vom face primele acțiuni, aceste acțiuni vor fi dublate de apeluri din partea municipalității către iubitorii de animale, către asociațiile de profil, astfel încât să încurajăm adopția și să ajungem să respectăm câinii fără stăpân, sancționându-i totodată pe cei care agravează această problemă. Fie că ne aduc câinii pe raza municipiului Constanța, fie că îi abandonează, fie că îi adoptă și ulterior îi abandonează, tocmai de aceea, de aici mai departe, după una, două, trei luni de reglaje, vom face campanii și apelez la dumneavoastră, la reprezentanții mass media, să popularizați aceste campanii. Și pot să vă spun că mi-au sesizat locuitori din cartierul Poarta 6 că au identificat mașini care aduc câini pe raza municipiului Constanța. Ori, din punctul acesta de vedere, Poliția Locală împreună cu Poliția Națională și cu Jandarmeria vor lucra la identificarea celor care ne aduc nouă, din dorința de a-și rezolva problema la ea acasă, ne aduc nouă câini. Municipiul Constanța a suferit o campanie nemeritată de defăimare, pentru că în adăpostul în care erau adunați câinii de pe raza mai multor unități administrative teritoriale, erau filmați câinii din altă localitate, dar era menționată Constanța. Ori, veți vedea că ceea ce facem noi este sănătos, este transparent și este în respect nu față doar de lege, ci față și de aceste suflete.